Ieremia, capitolul 1, este un capitol cunoscut mai ales pentru tineri și aș vrea să citesc câteva versete din el. Pagina 736, cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui, și pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns: ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis: nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a atins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis: iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Doamne, te rugăm, atinge-te de sufletele noastre în minutele care urmează, liniștește îngrijorările și zbaterile și te rugăm, dă-ne pacea care să facă din cuvântul tău o hrană plăcută în această dimineață. Te rog pentru fiecare student, studentă, pentru frați și surori din administrativ, Doamne, te rugăm să te odihnești cu prezența ta peste noi și fie ca minutele pe care le petrecem să fie minute folositoare prin prisma eternității. Ajută-ne să vedem lumea prin ochii tăi. În această zi, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Câteva gânduri am pentru voi în această dimineață legat de unele din experiențele cu care probabil vă confruntați și ne confruntăm fiecare dintre noi. Sunt câteva păreri pe care ni le formăm în viață despre ceea ce suntem, despre ceea ce avem și despre ceea ce dorim să facem. Sunt frământări pe care Ieremia le-a avut și pe care le-a avut de la o vârstă timpurie. Ieremia spune: sunt doar un copil. Probabil că dacă am pune o vârstă pe persoana lui Ieremia în acea vreme, am vorbi undeva la 14 ani, 13 ani. Cuvântul în limba ebraică nu îl face copil de 6-7 ani, îl face un tinerel. Este o vârstă, oricum ai pune, o fragedă. Mult mai tânăr decât cei mai tineri dintre voi astăzi sau cele mai tinere dintre voi astăzi. De aceea cred că pasajul pe care l-am citit este sensibil pentru voi, pentru că el descrie experiența unei persoane care, ca fiecare dintre noi astăzi, a încercat să se definească în câteva moduri. Și ne uităm la câteva din aceste moduri în care o persoană încearcă să-și găsească echilibrul în lumea de astăzi și să înțeleagă cine este. În primul rând, mă uit la Ieremia și mă uit la noi și aș vrea să vă spun următorul lucru. Ești mai mult decât oamenii lângă care te-a pus Dumnezeu. Ești mai mult decât relațiile în care ai intrat. Observați, este o listă de împărați. La început, și dacă ne uităm cu atenție, unii sunt împărați buni. Primul pe care îl menționează, Iosia. Iosia a fost unul dintre împărații despre care Dumnezeu a spus că nimeni n-a mai fost vreodată ca el. În ce sens? În sensul în care Iosia, un om falimentar, într-o zi a citit Biblia și atât de pătruns a fost de adevărul Scripturii, încât și-a frânt hainele, un gest public prin care cineva își demonstrează frângerea lăuntrică,
Și nu doar că s-a pocăit prin cuvintele lui, dar măsurile pe care le-a luat, împărat tânăr fiind, au demonstrat că experiența lui lăuntrică s-a transformat în faptele lui. A dărâmat altare străine, a îndepărtat idolatria. Cu alte cuvinte, dacă te-ai fi uitat la Iosia și ai fi spus, mă uit la păstorii bisericilor în care merg astăzi, cei pe care îi urmăresc pe YouTube, mă uit la oamenii care mă înconjoară și dacă ar fi să îmi definesc identitatea, cred că el vorbește cel mai potrivit pentru mine. Sau el, sau altcineva. Tânăr fiind, Ieremia s-a bucurat enorm când a văzut reformele pe care Iosia le-a făcut. Nu uitați că Iosia, ca și Ieremia, trăia într-o vreme foarte, foarte tulbure. Numiți-o tulbure cum vreți voi. Economic era dezastru la început, pentru că venise după o domnie negativă, plină de consecințe. Cultural erau mari, mari poveri pe care oamenii le purtau. Din toate punctele de vedere ai fi putut spune că nu merita să trăiești în acea vreme în Ierusalim. Existau variante. Am mai spus lucrul acesta, probabil că îl știți și voi. România, cel puțin acum 2 ani de zile, era pe locul 2 în lume la capitolul emigrație. Știți țara sub care suntem, nu-i așa? Siria. Siria era acum 2 ani de zile pe locul numărul 1 datorită crizelor din interior, România pe locul 2. Ce spune lucrul acesta? Spune multe. Mă rezum doar la o singură definiție. Vrem ceva diferit. De asemenea, am mai menționat acest lucru, îl repet, în momentul când tinerii din Europa sunt întrebați prin diferite sondaje dacă ar fi să ți se ofere o slujbă la terminarea liceului sau a facultății, undeva în străinătate, ai lua-o sau ai rămâne în țară? Tinerii români sunt pe primul loc în Europa la răspunsul da, aș lua o slujbă dacă mi s-ar oferi în străinătate. Asta mie îmi spune că suntem nemulțumiți. Ne uităm în jurul nostru, perspectivele de viitor, și dacă încă nu ai copii, așteaptă să ai copii și să-ți vină acasă nefericiți la școală, nefericiți pe stradă, nefericiți în biserică și să spui așa nu se mai poate și să încerci să le croiești un viitor puțin mai bun. Și fără să-ți dai seama, ajungi într-o astfel de stare. Ieremia trăia în astfel de vremuri. Nu este întâmplătoare lista cu împărați, dar nu este doar Iosia menționat acolo. Sunt alți câțiva împărați, Amon, și în special mă refer la ultimul împărat, Zedechia. Împăratul sub care Ieremia trăia în momentul când au căzut zidurile Ierusalimului. Puțin mai târziu, Ieremia se întâlnește cu Zedechia. Imaginați-vă, soldații babilonieni înconjuraseră templul din Ierusalim, se auzeau loviturile berbecelui care lovea în ziduri în diferite părți, era doar o problemă de timp până când Ierusalimul ar fi căzut. Și Zedechia îl cheamă pe Ieremia să îl întrebe ce să facă. Sunt capitolele finale. Este o scenă incredibil de tensionată în care Ieremia se duce și vorbește cu Zedechia și Zedechia îi spune, ce ai face tu în locul meu? Ca să parafrazez, Ieremia îi spune, dacă aș fi în locul tău, aș deschide porțile Ierusalimului, pentru că Babilonul, armatele sale, sunt trimise de Dumnezeu. Tu le vezi ca pe o amenințare, Dumnezeu, da, o folosește ca pe o amenințare, dar El trimite această amenințare. Zedechia se gândește și în timp ce se gândește, Ieremia se uită și spune, știu la ce te gândești. Te gândești că o să scapi. Ți-ai făcut planuri, ai un tunel secret, ai trupele de elită care te vor înconjura, te vor scoate prin spate, pe unde nu știe nimeni și dacă te va ataca cineva, oamenii aceia au jurat că își vor da viața pentru tine, te vor proteja. Zedechia se uita la el în acest timp și la sfârșit, vă aduceți aminte ce îi spune Zedechia? Când ieși afară și te vor întreba consilierii mei, care probabil ascultau la ușă, ce am vorbit, să nu le spui că am vorbit despre aceste lucruri. Ieremia i-a spus, o să falimentezi, o să fugi
te vor prinde, îi vor omorî pe copiii tăi, vor batjocori soțiile tale. Așa s-a și întâmplat. Ieremia a trăit în toate aceste vremuri în relații cu oameni. Dacă vă uitați în cartea Ieremia, a avut așa de multe relații, l-a avut pe Baruch, pe aproapele lui, scribul lui pe care l-a rugat să scrie de multe ori. A avut prieteni, a avut dușmani. Ieremia a avut dușmani în însăși familia lui. Puțin mai târziu de la această chemare, în momentul când îl cheamă Dumnezeu pe Ieremia și îi spune la un moment dat, nu asculta de ceea ce spune tatăl tău și frații tăi. Chiar frații tăi și casa tatălui tău te vând, ei înșiși strigă în gura mare după tine, nu-i crede când îți vor spune vorbe prietenoase. Ești ceea ce spun oamenii că ești. Ești relațiile pe care le ai. În societate, la școală, în familia ta. Este unul din modurile în care încercăm să ne definim, să ascultăm în stânga și în dreapta, să ne luăm reperele și așa ajungem la identitatea noastră. Pavel, apostolul Pavel, în Galateni, vă aduceți aminte, în momentul când vorbește despre acei creștini din Ierusalim care veneau să impună asupra bisericilor din diaspora, bisericile dintre romani și greci, veniseră să impună legea lui Moise. Și Pavel le spune celor din Galatia, nu-mi pasă ce spun acești oameni. Știu că sunt foarte populari, dar nu mă interesează. La fel și în Corinteni, dacă vă uitați, se comparau unii cu alții. Unii spuneau, sunt al lui Chifa, alții spuneau, mi-mi place de Apollo. Cu alte cuvinte, îmi iau identitatea când vorbește Apollo. Când vorbește Apollo, parcă mă văd într-o oglindă și oglinda lui Apollo este identitatea mea. El îmi spune cât de bun sunt, cum să mă îmbrac, care sunt trendurile. Apollo este un influencer foarte bun în ziua de astăzi. Alții spuneau, nu Apollo. Apollo e puțin cam libertin. Sincer, vine dintr-o lume a grecilor, îi place oratoria. Da, e adevărat că la predicile lui vin cei mai mulți tineri, sunt bisericile pline, dar dacă vrei un cuvânt solid, harnă tare, du-te la Chifa. Și se împărțeau și oamenii erau efectiv debusolați pentru că nu știau pe cine să asculte. Asta se întâmplă în momentul când încercăm să ne găsim identitatea comparându-ne și luându-ne aceste repere, oameni care să ne spună nu așa, fă așa, îmbracă-te așa, sunt ceea ce spun oamenii că sunt. Ieremia a trecut prin aceste vremuri. Mi-aduc aminte, poate că sora Oana, sora Ramona ne pot spune puțin mai bine despre personajul Edward Rochester din Jane Eyre. Este acel roman victorian, a fost și ecranizat. Rochester era un bărbat căruia i se impusese căsătoria de tânăr. S-a căsătorit cu o femeie de undeva din Filipine. Nu era atractivă, dar avea o stare financiară foarte bună și în era victoriană conta foarte mult starea financiară. Conta foarte mult haina pe care o purtai, casa din care ieșai, trăsura în care mergeai. Doar că Edward n-a fost niciodată, absolut niciodată fericit și îl vezi pe parcursul acestui roman. Jane Eyre că este veșnic speriat, ca nu cumva oamenii să afle că el este căsătorit cu această femeie și face tot ceea ce poate să ascundă relația lui. O ține undeva marginalizată în casă, se uită după altcineva, altcineva este feblețea inimii lui. Este cuprins de ceea ce spun alții, îl interesează atât de mult. Identitatea lui e dată de relațiile lui. Pentru că trăim într-un campus și pentru că intrăm în relații în acest campus, aș vrea să vă rog în această dimineață, nu eu, ci sper cuvântul lui Dumnezeu să vă inspire și să înțelegeți că nu sunteți doar relațiile pe care le aveți, că nu sunteți doar ceea ce spun aceia care influențează cel mai ușor, cei care așează trendul astăzi. Ești mult mai mult decât atât și o să vedem imediat ce anume. În al doilea rând, ești mult mai mult decât planurile pe care le faci tu pentru tine. Continuăm cu versetele. Versetul 4, cuvântul Domnului mi-a zis, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Fiecare dintre noi avem planuri și vom vedea puțin mai târziu că planurile ni le facem și în funcție de abilitățile pe care le avem.
Și abilitățile pe care oamenii din jurul nostru le recunosc, se uită la noi și spun, serios, în tine văd o persoană foarte tehnică, cred că domeniul ingineriei, calculatoare, nu știu, proiectant ceva foarte, foarte științific, tehnic. Alții sunteți inspirați de, nu știu, talent muzical. Ești înclinat către litere, către uman, ai mai mult emoție în tine și creativitate decât a sta în fața unui calculator sau a unei scheme. Și ne gândim în felul acesta și bine facem, pentru că abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în noi, natura cu care El a permis să ne naștem, nu este un accident. Mă gândesc că în copilărie, Ieremia fiind copil de preot, tatălui din Anatot i-a spus, tu vei fi preot. Și fraților lui mai mari, fiecăruia dintre ei le-a găsit câte o ocupație. Așa se întâmpla în vremea aceea. Vreau să vă spun, nu diferim foarte mult de ceea ce se întâmpla atunci. Și astăzi, părinții voștri încearcă să vă influențeze într-un fel sau altul către o anumită ocupație. Vii aici la școală, intri în legătură cu ceilalți, te uiți la oportunități, la joburi, la perspectivele din România, asculți în diferite feluri și îți faci anumite planuri. Ești mai mult decât planurile pe care ți le faci tu. Asta nu înseamnă să desconsideri talentul pe care, darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Este o învățătură biblică, știți, pilda talanților. Dumnezeu, în forma acelui mare, mare om împărat, i-a chemat pe cei trei și le-a dat fiecăruia anumite talente. Este absolut normal. Atenție însă când primești acele talente, pentru că deseori ceea ce facem noi este să le acceptăm doar pe cele care ne oferă confort financiar, relațional, în societate. Este acest confort și talentele noastre fie se lărgesc, fie se îngustează în funcție de confortul pe care îl avem. Observați cât de sensibil este Ieremia când îl cheamă Dumnezeu. Adică toate planurile pe care el și le făcuse, ceea ce îi spuseseră alții, părinții lui, prietenii lui, dintr-o dată sunt puse într-o mare, mare problemă. Vreau să merg într-o anumită direcție și tu îmi spui, Doamne, că de fapt vrei să mă trimiți în direcția aceasta, vrei să fac lucrul acela. Fii deschis. Ești mai mult decât planurile pe care ți le faci pentru tine. Lasă-L pe Dumnezeu să te inspire și El o va face. O va face în colectiv, dacă ești parte din trupul lui Hristos, sunt mădulare, unele mai înțelepte. Poți să întrebi chiar și pe bunica ta, care are experiența vieții. Bunii, tu mă știi de când eram mic, de când m-am născut. Dacă ai pune o etichetă în dreptul meu, cum ar suna acea etichetă? Acum, dacă vrei să mergi la medicină, și o întreb pe bunii dacă merită să mergi la medicină, probabil că dânsa nu va ști cu ce se consumă medicina, dar ai oameni în jurul tău care te cunosc, lasă-i să te inspire. Dar nu uita că în Scriptură sunt așa de multe exemple ale oamenilor, bărbați și femei, pe care Dumnezeu i-a luat și cărora le-a schimbat traiectoria într-un mod dramatic. Și schimbarea traiectoriei este uneori dureroasă. Nu-L limita pe Dumnezeu. Nu-L limita pe Dumnezeu. În ziua de astăzi, colegii mei de la Facultatea de Management vă pot spune că a schimbat slujba nu mai este o dramă așa cum era acum 40-50 de ani, când pregătirea pe care o aveai efectiv te îngusta într-un anumit loc și acolo rămâneai, de acolo ieșai la pensie. Așa de volatilă este lumea de astăzi, încât nu-ți poți imagina. Nu mă refer neapărat la alegerea carierei sau la schimbarea carierei, sunt lucruri importante, pentru că am în fața mea studenți la management, la IT, litere, asistență, muzică, pastorală. Știu că vă gândiți la acest aspect, știu că vă gândiți la situația financiară și la relații și la toate aceste lucruri. Este absolut normal, dar nu încerca să te definești strict doar prin planurile pe care ți le-ai făcut. Ești mai mult decât atât. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți definească și, dacă e nevoie, să schimbe planurile. În al treilea rând, Ieremia se uită la el și la un moment dat, când Dumnezeu îi spune acest lucru, se scuză și spune, sunt un copil.
Sunt doar un copil. Era mai mult decât un copil. Era un tinerel în vremea aceea. Dar așa încep întotdeauna scuzele. Nu e nici prima, nici ultima persoană în Scriptură care s-a scuzat. Moise s-a scuzat lui Iosua, i-a fost frică, la fel și David. Și au fost mulți oameni mari ai lui Dumnezeu care s-au temut în momentul când au fost chemați de El. Dar ești mai mult decât abilitățile pe care le ai. Ești mai mult decât ceea ce spun alții că trebuie să fii. Ești mai mult decât planurile pe care tu ți le faci pentru tine. Și în al treilea rând, ești mai mult decât abilitățile tale. Nu ești doar ceea ce faci. Ca părinte, am spus-o, unii dintre voi ați mai auzit-o și înainte. Ca părinte, am căzut uneori în acea stare a comparației când mă uitam la copiii mei și mi-aș fi dorit să, da, serios, să mă facă mândru, să vină cu note mai mari decât ale colegilor lor. Și am spus acest lucru de multe ori. E amuzant în momentul când îți vine acasă copilul și îl întreb cât ai luat și el îți spune 8. Acum, 8 e o notă, eu zic, decentă. Dar când 30% din colegii lui au luat 9, pentru el e ok, pentru el nu e o problemă atât de mare. Pentru mine, ca părinte, reputația mea, dintr-o dată se aprinde un beculeț roșu și încep să spun, dar de ce doar 8? Dacă mi-ar fi spus că toți au luat 7 și el singurul a luat 8, l-aș îmbrățișat, pentru că era nota cea mai mare. Dar acum îmi spune că, de fapt, e undeva mediu, ca să nu spun mediocru. Și în momentul acela te consumi și ai vrea mai mult, să facă mai mult, și copiii cresc. Eu am crescut în mediul acesta, voi creșteți în mediul acesta și creștem tot timpul influențați de performanță. Ești ceea ce faci. Faci bine, primești rezultate bune. Acum, e aspectul pozitiv. Meritocrația este această viziune potrivit căreia primești ceea ce meriți. Este un aspect bun. Dumnezeu ne-a creat cu responsabilități. L-a creat pe Adam să lucreze grădina, i-a dat responsabilități și partea financiară și partea relațională, toate acestea depind de ceea ce facem într-o oarecare măsură. Dar în momentul când las meritocrația aceasta să fie virtutea mea în viață, voi ajunge un rob. Voi ajunge un rob pentru că niciodată nu voi fi cel mai bun. Și chiar când am ajuns să fiu cel mai bun în domeniul meu sau să fac cei mai mulți bani, întotdeauna va apărea cineva. Întotdeauna va apărea cineva mai frumoasă decât tine. Știi lucrul acesta, nu-i așa? Sau mai înalt decât tine, sau mai suplu decât tine. Întotdeauna cineva va avea haine puțin mai atrăgătoare, note puțin mai mari și o perspectivă puțin mai bună. De fapt, nu una singură, va avea mai multe și îl vei vedea că spune, nu știu unde să mă duc, dacă mă duc acolo e bine, dacă mă duc acolo și tu încă nu ți-ai clarificat alegerile și începi și te compari. Dumnezeu își spune lui Ieremia, nu spune că sunt un copil, adică că nu pot să fac decât ceea ce face un copil. Veșnic în cercul meu, protejat de părinții mei, protejat de școală, nu spune că ești ceea ce faci, ești mai mult decât ceea ce faci. Și vom vedea imediat ceea ce ești. Și în final, ești mai mult decât ceea ce ai. Este puțin mai târziu în viața lui Ieremia experiența în care este aruncat într-o groapă, spune tot el sau Baruch, cel care a pus predicile lui la sfârșit împreună, că era mare foamete în Ierusalim și nu era pâine în țară. Că așa făceau babilonienii. Babilonienii tăiau sursele de apă și de mâncare, îi batjocoreau pe israeliți, cum făceau deseori armatele străine, gătind în fața zidurilor ca fumul mâncării să meargă dincolo de ziduri, batjocorindu-i în fel și chip. Oamenii, citiți vă rog plângerile, dacă nu mă credeți pe mine. Groaznic să cauți trupuri omenești pe stradă și să te bați pentru ele, să ajungi să fii un canibal, să ajungi să mănânci copiii. Mamele așa au făcut, este groaznic și această lipsă de pâine îl afectează și pe Ieremia și nu doar lipsa de pâine, dar oamenii îl iau și îl aruncă într-o groapă, aproape să moară acolo. De ce? Pentru că le spusese ceea ce nu ar fi vrut să audă. Au vrut să scape de el. Mă gândesc la emoțiile pe care le trăia Ieremia acolo în groapă.
Mă gândesc la amintirile pe care le-a avut în momentul când, copil fiind, l-a chemat Dumnezeu și i-a spus: nu spune că ești un copil, eu te trimit, eu te voi proteja. Și se uită, Ieremia este în groapă, îi este foame, îi este frig. Aș adăuga și frică, uman vorbind, să știi că te vor omorâ înainte să intre babilonienii, tocmai ca să nu fii tu martorul care să-i inculpe ei, să le spui: v-am zis eu să deschideți porțile la babilonieni. N-avea nevoie nici Zedechia, nimeni în cetate n-avea nevoie de această pâră. Cu siguranță că Ieremia urma să fie omorât. Toate aceste gânduri se răscolesc în mintea lui și se gândește Ieremia: aș fi vrut să cred că ceea ce am e o dovadă că Dumnezeu mă iubește. Nu e greșit. Avram n-a greșit nimic când a primit turme și sclavi și argint și aur, la fel și Isaac, la fel și Iacov, la fel și Solomon. Știm foarte bine că banii nu sunt în sine un păcat și probabil că Ieremia ar fi gândit la fel. Dar iată-l fără nimic, absolut nimic. Și se gândește: cred eu, sunt un faliment. Sunt un faliment. De ce? Pentru că mă gândesc că sunt ceea ce am. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel, când se descrie pe el și toate lucrurile pe care le-a avut, social vorbind, unul dintre cei mai promițători tineri evrei, academic, material, pentru că avea o situație materială bună, nu puteai să știi limba greacă, era aramaică, ebraică. Și Pavel spune: eu vorbesc mai mult decât voi toți în limbi. La asta se referă Apostolul Pavel, vreau să știți. Nu e greu pentru cineva care are foarte mulți bani să-și dea copilul să învețe greacă, ebraică, aramaică și nu știu ce altă limbă mai cunoștea. Trebuie o situație financiară foarte bună. Tatălui trebuie să fi fost cineva bogat să-l poată trimite să studieze la picioarele lui Gamaliel. 99,99% dintre toți studenții din Palestina ar fi visat ei să ajungă la Gamaliel. E ca un fel de, nu știu, MIT astăzi, sau Harvard, sau Yale. Nu, e un vis pe care mai bine să nu-l ai dacă nu vrei să trăiești așa tot timpul cu frustrări în viața ta. Și Pavel ajunge acolo și îi este recunoscător tatălui lui, muncește din greu și Pavel spune: eram cel din tâi dintre tinerii. Imaginează să fie acceptat la Harvard și să-i trimiți tatălui tău în al doilea an o scrisoare să-i spui: sunt primul pe clasă la Harvard. Adică e aproape inimaginabil. Și Pavel ajunge acolo. Vă rog, uitați-vă la listă. Evreu dintre evreu, farisei, moralmente vorbind, cel mai bun. Eram de invidiat. Atât de apreciat eram încât mari preoți, adică cei din top mă știau și pe mine, nu pe alții, m-au responsabilizat să merg să-i arestez pe creștini. Aveam totul. Eram ceea ce aveam, eram ceea ce spuneau oamenii că sunt, eram realizat. Și Pavel spune: acum, când l-am cunoscut pe Hristos, socotesc toate lucrurile acestea ca pe o, ce anume? Ca pe o pierdere. E ca un gunoi. Și tu te gândești să dai la o parte, știind că nu doar că pierzi aceste lucruri, dar perspectiva pe care o ai de viitor, nu doar că nu e nimic, e moarte. Și așa s-a și întâmplat. E nevoie de o transformare incredibilă să mergi de la o persoană care are totul din toate punctele de vedere și să te uiți la moarte și să spui: pentru mine este un câștig, este mai bine așa. Ori ești un masochist de cea mai joasă speță, în sensul că îți place durerea și suferința de dragul ei, ori ai descoperit o realitate, o transformare pe care cineva a făcut-o în viața ta și te uiți la lucrurile acestea și spui: sunt absolut, absolut neutre, n-au niciun fel de impact asupra mea. Este incredibil ce se întâmplă. Ești mai mult decât ceea ce spun oamenii că ești. Ești mai mult decât planurile pe care le ai, mai mult decât abilitățile pe care le ai și ești mai mult decât ceea ce ai astăzi sau banii pe care îi visezi. Cine ești însă cu adevărat, dacă ești mai mult decât atât? În primul rând, ești cunoscut de Dumnezeu. Așa spune cuvântul aici mai înainte, ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Să fii cunoscut de Dumnezeu, poate că unii dintre voi în această dimineață n-aveți această convingere. Poate că încă vă frământați cu însăși problema existenței lui Dumnezeu. Și cuvintele că ești cunoscut de Dumnezeu n-au niciun fel de ecou care să te frământe în această dimineață. Gândește-te la lumea aceasta. Și gândește-te că, indiferent cum ai explica lucrurile, universul acesta
înseamnă mai mult decât doar niște legi reci și haotice care într-un mod accidental au venit împreună și au creat Capela Emanuel cu câteva sute de studenți și profesori astăzi. E aproape imposibil să poți să descrii acest lucru din punct de vedere materialist. Ești mai mult decât atât. Și faptul că Dumnezeu te cunoaște ar trebui în această dimineață să-ți dea curaj. Eu te-am cunoscut. Spune Apostolul Pavel, pe noi Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte și Pavel spune în Roman capitolul 8, pentru noi, cei care am fost cunoscuți de Dumnezeu și cei care îl iubim pe Dumnezeu, toate lucrurile vor lucra spre binele nostru. Este o siguranță incredibilă să știi că ești cunoscut. Citeam acum două zile un articol, un om politic și afacerist în același timp, fusese afacerist, intrase în politică, l-a încercat așa un fel de sentiment de sinceritate și spunea fraza clasică pe care o rostesc foarte mulți: contează mai puțin ce știi să faci, contează cel mai mult pe cine cunoști. Din nefericire, ajunsese după ani și ani de afaceri și de politică să-și dea seama că dacă nu cunoști persoanele potrivite, te limitezi, ajungi undeva de unde nu poți să urci mai sus. Și o spunea cu frustrare și mă gândeam, o să ai totul de pierdut pentru că oamenii citesc cuvintele tale. Dar ajunsese atât de frustrat încât pur și simplu nu le mai putea explica. Ești cunoscut, adevărat, contează foarte mult pe cine cunoști. Dar faptul că Dumnezeu te cunoaște ar trebui să prețuiască infinit mai mult. Pentru că nu te cunoaște doar tatăl tău, indiferent cât de bun, sau mama ta, indiferent cât de iubitoare este. Te cunoaște Dumnezeul care trece dincolo de iubirea mamei și de bunătatea tatălui. Este infinit mai iubitor, infinit mai bun, infinit mai drept, infinit mai puternic. El toate le ține în această balanță și ești cunoscut în această dimineață. El te cunoaște și ar trebui acest adevăr să-l lași să te pătrundă. Să conteze mai puțin ce spun eu sau ce spun alții, ia-le, prețuiește-le, dar trece-le întotdeauna prin filtrul a ceea ce spune Dumnezeu. Și în această dimineață El îți spune, eu te cunosc. Dacă îl cunoaște pe Ieremia, dacă l-a cunoscut pe David, psalmul 139, din pântecele mamei lui, te cunoaște și pe tine. În al doilea rând, cine ești tu? Ești pus deoparte de Dumnezeu. Te-am cunoscut și te-am pus deoparte. Ce înseamnă să fii pus deoparte? Să fii pus deoparte înseamnă să fii separat. Nouă, dimpotrivă, ne place să ne asociem, nu să fim separați. Că dacă ești separat, adică în afară de gașcă, e greu. E greu pentru că de-abia ai legat niște relații cu prietenii tăi și acum dintr-o dată faci pe separatul. Nu merge chiar așa, adică nici nu vrei să te ostracizeze oamenii și în sensul acesta aparținem și este un lucru bun că aparținem, este chiar o poruncă biblică să fim parte din trup. Dar când facem din această relație un Dumnezeu în sine însuși și Dumnezeu spune vreau să te separ, vreau serios filmele la care se uită ei, aș vrea să nu te mai uiți tu la ele. De ce? Pentru că sunt imagini pe care dacă le vezi, pe mine mă întristezi, spune Dumnezeu. Vreau să te separ din glumele pe care le auzi. Vreau să te separ din practica pe care o au colegii tăi la lucru și pe care le veți vedea că le au. Compromisurile care se fac atât de des astăzi în societate, fără de care nu poți să ajungi acolo sus. Dumnezeu spune, te-am pus deoparte, te-am scos din status quo-ul acesta, din mulțimea aceasta. Vreau să fii diferit și vreau să te bucur că ești diferit, nu frustrat tot timpul că nu mai aparții mulțimilor. Cine ești astăzi? Ești pus deoparte de Dumnezeu, ești cunoscut de Dumnezeu, în al treilea rând, ești înzestrat pentru o slujbă de Dumnezeu, te-am pus deoparte să fii proroc al neamurilor. Este exemplul lui Ieremia, nu trebuie să-l generalizăm. Dumnezeu are pentru tine o chemare. Este o chemare cu C mare, în sensul că este chemarea la mântuire. Și în această dimineață o repetăm ceea ce fratele Paul a accentuat atât de adânc ieri. Spunem din nou, nu confundați cariera cu chemarea la mântuire. Cariera e importantă, dar poți ajungi să ai toate aceste lucruri și într-o bună zi să-ți dai seama că ai, cum am citit despre un om bogat, recent, miliardar. Nu exagerez deloc. Avea miliarde la dispoziția lui, suferea de diabet, suferea de hipertensiune,
și alte câteva chestii de genul acesta, știți ce mânca? Mânca cu gramajul, își cântărea puțin acolo. Dacă eu aș fi avut miliardele lui, vă dați seama ce rețete de mâncare sau locurile exotice, și omul acesta era bolnav și nu se mai putea atinge. Vei spune, o, frate Dan, iar ne speriați cu aceste temeri, lăsați-mă că n-am nici măcar un sfert de cât are el. Vei ajunge în situația într-o bună zi. Lasă vârsta să-și urmeze cursul ei firesc. Și vedea că ceea ce spun astăzi se va întâmpla. Când Dumnezeu are această chemare, ești pus deoparte și ești înzestrat pentru o slujbă, caut-o. În primul rând e chemarea la mântuire și apoi sunt chemările cu cât mic. Acolo o vei afla, acolo te vei inspira ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci, dar nu rata chemarea pe care Dumnezeu vrea să o aibă. În management, să fie o mărturie frumoasă. Să nu te lași atras în toate acele compromisuri. E chemarea ta în asistență socială, în litere și în muzică. În al patrulea rând, ești protejat de Dumnezeu. Spune clar Dumnezeul lui Ieremia, te pun peste neamuri, te ridic ca pe o cetate, o cetate întărită. Versetul 18, un stâlp de fier și un zid de aramă. Ești protejat. Asta nu înseamnă că nu te vei mai îmbolnăvi niciodată sau că poate vei fi dat afară de la lucrul tău. A fi protejat nu înseamnă neapărat că nu-ți vei pierde viața, cum se întâmplă în ziua de astăzi. Spuneam duminică seara la cei care ați fost la biserică despre situația din Iran. Nu trece o săptămână să ne auzi vești de arestări, executări, ca să nu mai vorbesc de țările arabe. Pavel ar fi trebuit să fie cel mai protejat dintre cei mai protejați și totuși, în cele din urmă, a fost decapitat. Protecția lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult, pentru că viața noastră, vă rog, ascultați-mă, o știu acum la 52 de ani mai mult decât am știut-o acum 20 sau 30 de ani, îmi dau seama că viața mea e ca o picătură într-un ocean, oceanul este existența noastră. Viața mea de acum e această picătură. Poate că nu-ți dai seama la 19, 20, 21 de ani, vei înainta în vârstă. Vei vedea oboseala, vor apărea bolile, vor apărea problemele și încetul cu încetul, cu fiecare priveg și fiecare înmormântare la care mergi, îți vei da seama că și acea masă din cimitir într-o bună zi va ține sicriul tău fără nicio excepție, dacă Domnul n-ar alege să vină înainte de această experiență. Ascultă-mă, nu exagerez în niciun fel. Protecția lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât aceste lucruri. Înseamnă să știi că ești în mâinile Lui și că în momentele cheie Dumnezeu, care a învins lumea aceasta, este mai puternic decât Cel ce este în lume. Este mai puternic decât profesorii tăi. Este mai puternic decât dușmanii tăi. Ești protejat de Dumnezeu și în final, spune Dumnezeu, te-am pus deoparte și se apropie și îl atinge. Îi atinge gura și spune, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Ai un mesaj pe care îl porți. Ai un mesaj pe care îl porți. E mesajul lui Dumnezeu. Uneori va fi inconfortabil. Spuneam mai demult despre unul din fondatorii socialismului, Fluieraș, pe numele lui, mare activist politic, mergea prin state să-i convingă pe oameni să devină socialiști. A fost trimis la Rusia, în Rusia, a fost un mare activist și în cele din urmă, când a văzut că socialismul ia forma pe care i-a dat-o Stalin și pe care i-au dat-o ceilalți cu zeci de mii de victime și a dat seama că a făcut o mare greșeală, a fost prea târziu, a fost arestat și aruncat în închisoare. Și un credincios creștin l-a întâlnit cândva în anii 50, 58, 59, la Gherla. Era bătrân Fluieraș, avea undeva la vreo 70 și ceva de ani. Și îl puseseră să facă curățenie în curtea penitenciarului, undeva într-un colț al curții, lângă zid, era o capelă veche, sigilată și părăsită. Și s-a apropiat de capela aceea și a reușit, a văzut că poate să intre în interior și când a intrat în interior, vreau să vă imaginați, omul ăsta era ateu convins. Deci ateu convins, militase pentru lucrul acesta. Nu era o problemă că închisoarea l-a făcut să... Nu, nu, nu. Și în momentul când a intrat acolo, a fost cuprins de o stare lăuntrică în care a început să plângă efectiv, s-a reîntors și în închisoare erau credincioși care au vorbit cu el. I-au dat Scriptura și s-a întors la Dumnezeu. Și într-o zi, acest creștin care devenise amar și aproape că își pierduse credința, l-a întâlnit undeva în curte și a vorbit și a spus, și mă cunoști? Și am zis, da, vă cunosc, sunteți domnul Fluieraș. Și a spus, fiule, ascultă-mă. Astea au fost cuvintele lui. Totul
este o mare minciună. Nu-i crede. Nu-i crede când îți spun, vrei să ieși din închisoare. Omul ăsta fusese de vreo 19 ani închis, prin 1940 un pic, fusese legionar și acum era aproape de anii 50. Vroia să iasă din închisoare cu orice preț. Nu-i crede când îți spun, dacă te convertești și îmbrățișezi Partidul Comunist și valorile noastre, e o mare minciună, aș fi putut să fac lucrul acesta. Și îl vedea că era bucuros, cânta, așa zumzăia încet să nu-l audă oamenii. Și omul acesta se uită și spune, ai grijă, nu mai intra în capela aia, te vor vedea, sunt spioni care te urmăresc. I-a spus de câteva ori și fluiera s-a uitat la ea și a spus, nu-mi pasă, înțelegi? Am descoperit această viziune, am această experiență, Dumnezeu mă iubește, știu minciunile lor, știu adevărul lui Dumnezeu. Și într-o zi, omul care povestește aceste lucruri s-a dus în atelierul penitenciarului să lucreze și când s-a dus la masa lui, a văzut un bilețel de hârtie. L-a deschis, câteva cuvinte, l-a omorât pe fluieraș. A început să plângă, efectiv. Și a dat seama că omul acesta a plătit cu viața ce anume, bucuria de a fi descoperit cuvintele lui Dumnezeu și de a nu își fi pus lacăt gurii lui. Așa a vrut el să știe toată lumea. Dumnezeu te va chema să duci mesajul lui. Îl întreabă pe Ieremia de două ori, ce vezi, Ieremia? Vrei să știi ce văd, Doamne? Văd zidurile Ierusalimului și în afara lor trupele babiloniene, văd suferință, văd lipsa de pâine, văd oamenii care se canibalizează unii pe alții. Nu asta te-am întrebat. Vreau să vezi lumea prin ochii mei, spune-mi ce vezi. Și Ieremia dintr-o dată primește de la Dumnezeu această viziune. Văd un alun. Alunul era primul pom care florea primăvara. Văd apoi acest caldar mare, această mare, mare apă care fierbe într-o găleată. Sunt două viziuni despre judecata care avea să vină, pe care ceilalți oameni nu o vedeau. Să porți cuvintele lui Dumnezeu, indiferent că te va costa, e un privilegiu imens. Nu uita, ești ca o picătură de apă. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te cunoaște, Dumnezeu te-a pus deoparte, Dumnezeu te va proteja. Nu lăsa pe nimeni și nimic să schimbe chemarea pe care ți-a făcut-o El. Amin.